Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi sunt pe Transapuseana sau pe Transalpina de Apuseni împreună cu omul din spatele meu, omul Vasi Survival sau pe românește, dragilor, salutare. Sau pe românește Vasile Supraviețuitorul. Suntem la un punct de belvedere în comuna Ponor, într-un peisaj de bază. Am oprit ca să ridic și eu drona din acest loc, iar apoi mergem să explorăm o mică parte din Transapuseana. Vom intra prin cătune, vom trece prin sate frumoase, tradiționale, 100%, sate care arată, sau nu satele, sunt case aici în zonă care arată exact ca acum 100 de ani. Aici în față îl aveți pe Vasile, alias Vasi Survival. Are și el un canal de YouTube. L-am luat cu mine în această zonă să o explorăm împreună și bineînțeles să și documentăm, dacă aș putea spune, acest lucru. Cât de tare! Ia uitați aici, cum îi zice, un suport de ăsta din uiele, vedeți, foarte tare, iar aici era intrarea în beci. Da, ai grijă că e picat ăsta aici, ai grijă pe unde calci. Asta era un coteț de porci, bănuiesc eu, așa arată, și la fel, acoperiș din paie. Uitați mușchiul acesta de pădure, cum s-a pus pe acoperiș, este ceva ce numai în zona Apusenilor am văzut. Și uitați, la fel, cât de solid este făcut. Aici sunt ceva lemne, provizii pentru iarnă, ce par să stea acolo de ani buni de zile. Sunt prăfuite, bine, bine. Vasi, ești ok? Da, dar tu ai 55 de kg, eu am dublu. Uitați, vedeți? Aici este ruptă și asta se cam lasă. Să știți că este destul de periculos. Sau poate fi periculos câteodată să exploreze astfel de locuri. Am ridicat aici un pic capacul la lăbița asta. Wow! Tot felul de... Deci oamenii ăștia au plecat de aici sau probabil că au decedat. Nu avem de unde să știm, dar se întâmplă și lucruri de genul. Și uitați că au lăsat totul, absolut totul, aici în casă. De exemplu, aici, ia, o cutie cu un gilet. Ce aveau și oamenii? Căni, găletușe, farfurii. Ce acolo? Oglindă spartă. Uitați, o lingură. Aici este veranda și pe partea aceasta la fel, tot felul de lucruri.
o scară, o scară care este destul de țeapănă. Ia uitați ce îmbinări se făcea odată la aceste case. Aici nu se băga niciun cui, nimic. Maestrie. Și dacă observați, aveau și curent. Da. Vasi, eu ies. De aici, îți spun sincer, nu mă simt prea în siguranță pe podeaua asta. Cât de frumos este locul. Exact pe partea cealaltă a drumului trece râul. E aici. Să fi fost WC-ul. Dacă observați, ușa asta arată destul de bine. Nu e WC-ul, este destul de mare încăperea pentru un WC-ul. Habar nu am ce a fost aici. Tot o cotineață ceva. Vedeți cum s-a prăbușit acoperișul? Aici la fel este un grajd și multă liniște. Mai sunt aici niște case. Hai să mă apropii puțin. Încă o gospodărie abandonată. Câteva gemulețe sparte aici. Lipsă gemulețe. Ia. Asta pare destul de țeapă, nu? Vedeți cum este prinsă? Ce verandă spațioasă! Wow! Deci aici chiar au lăsat totul în urmă. Uitați și voi până și patul și fonierul. Tot ce trebuie aici, tot ce trebuie. De ce au oamenii borcanele? Ce vechime ori avea? A, sunt niște scoici aici, mă gândesc că e orez ceva, macaroane, fasole. Aici a rămas și fasole. Aici era bucătăria. Deci uitați că e totul, parcă sunt într-o casă locuită. Uitați și voi. Nu-mi vine să cred. Vă spun sincer, nu am mai intrat într-o așa casă abandonată până acum. Deci asta bancă, laviță, cum îi spune. Iar exact pe aici trece râul, exact în fața mea. Ia uitați și ăsta cum se numește, nu-i fierăstrău, jagăr. Cu ăsta se tăiau pomii, se tăia lemnul. Și acum pustiu și abandonat. Și ce vreau să spun este că se prezintă destul de bine, deci asta mai mult ca sigur s-ar vinde dacă ar fi pusă la vânzare. Uitați și voi, arată foarte bine acoperișul, parcă la un moment dat chiar ar fi fost renovat tavanul, așa îmi pare mie. Totul este, aproape totul este la locul lui, nu-mi vine să cred. Cât de mare este această terasă. Ia uitați, culele aici. Asta era pe gaz.
Lampardul, lampa pe gaz. Aici este beciul. Fundația de piatră, piatră probabil luată de aici, de la râu. Alt beci. Uitați și voi. Frumusețe de casă ce a fost asta odată. Iar acum, păcat de ea, ce să zic. Și pe cât e casa de mare sus, pe atât de mare este și beciul. Jos. O grămadă de chestii. Sârmă ghimpată. Alte case, gospodării pe partea cealaltă a râului, dar una pare abandonată, alta nu. Ce vreau să vă spun este că eu am spus locația unde mă aflu, dar l-a editat, voi șterge, pentru că așa consider eu, ca locul să rămână anonim, să nu vină după noi cine știe cine cu alte intenții. Sper că înțelegeți. Suntem în Apuseni. La ieșire din Ponor spre comuna Bucium am găsit aici această pancartă. Vând casă plus teren 30.000 de metri pătrați. Telefon 0755 973 936 sau vedeți și voi mai jos. Filmez asta pentru că mai sunt oameni interesați de terenuri, de case pe aici prin zonă și dacă le văd e păcat să nu o fac. Ia uitați, aici cineva face un foc frumos, curățenie de primăvară. Uitați ce frumos este drumul asfaltat. Din Aiud până pe la Bucium, așa arată Transalpina de Apuseni, ca în palmă. A apărut o problemă. Trebuie să întoarcem din drum pentru că nu-i din zonă. Nu putem înainta. Și care este problema? Nu este niciun anunț, nicio pancartă undeva să anunțe că nu putem merge mai departe. Deci vreau să ajungem în Bucium și să mergem mai departe, dar se lucrează și ne-a zis omul acesta după utilaj că în față se toarnă, trebuie să întoarcem și să refacem planul. Ai, ai, aventuri. Ia uitați cum lucrează băieții, se pare că suntem blocați. În spate nu putem înainta, în partea asta trebuie să așteptăm. Ce să zic, hai că ne-a văzut și se pare că sunt feciori faine, las. Am făcut o scurtă oprire în satul, sau mai bine zis cătunul, Geogel. Aici este centrul satului. Și ce vreau să vă arăt că cam ăsta este satul. Ce vedeți așa în față? Câteva gospodării. Am intrat să văd și eu cum arată, am crezut că este mai mare, dar nu sunt. Una, două, trei gospodării pe parte, trei pe cealaltă și cam atât. Și liniște. Câți ani aveți? Mai puteți? 84 de ani? Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Și mai puteți, mai puteți. Mai fac. Mai fac
chiar că am avut oameni să facă zidul. Se mi s-a stricat aici la camera asta din coț. Că pe acum am gătat cimentul până ne aduce. Poate că o placăm fâme pe din afară. Mai vin copiii în vacanță. E frumos vara. Vara. Vara e frumos, mai ieși la aer, mai nu. Iar noi mai... Nu-i ca la ora. Iarna e mai greu. Iarna e mai greu că... Ba, acum de când au făcut drumul, să știi că vin mașinile. Au făcut drumul ăsta bun. A, și mai intră, mai vin turiștii. Vin turiștii atunci. Deci noi am intrat, am văzut că e un magazin acolo, dar e închis. Aici? Da. Aici e închis, nu știu de ce. N-are vânzări, n-are că... Vine de la Câmpeni de două ori pe săptămână cu marfă. Vine aici să primere în felul. Mămăița la 84 de ani, ați văzut, era la muncă în curte, dădea cu grebla. Fascinant. Alți oameni nici nu apucă vârsta asta și cei care apucă, mulți dintre ei sunt bolnavi. Aici este magazinul unde mi-a spus mămăița că de două ori pe săptămână vine de la Câmpeni cu marfă și atunci își fac și cumpărăturile. Iar aici este școala care nu mai funcționează pentru că nu mai sunt copii în sat. Tinerii au plecat la oraș, au plecat în altă țară sau în alte țări, mai bine zis. Și asta e situația. Mai vin aici în vacanță. Cam asta e situația peste tot. Mai ales în zona asta a Puseinilor, unde sunt multe sate izolate. Na, tineretul ce să facă? E de înțeles. Noi mergem mai departe. Din păcate nu am putut continua, ați văzut. Am fost opriți. Așa că va trebui să ieșim de aici, după Transa Puseana, și să reconsiderăm traseul, să schimbăm planul. După Transa Puseana am intrat pe drumul spre Sălciua. Vom trece prin câteva cătune. Mi-a spus cineva în comentarii că drumul este bun. Într-adevăr, e un drum de țară. Și decât să mă întorc până la Aiud, o iau pe acest drum. Vom trece prin Valea Poienii. Nu știu dacă ajungem și la Dumești, dar vom trece prin câteva locuri de poveste. Vasi, îți place drumul? Super, cum să nu. Și drumul, și peisajul, și tot ce e frumos, foarte frumos. Pentru cei care nu știu pe Vasi, are și el un canal de YouTube, Vasi Survival. Călătorește cu rucsacul în spate, pe munți, prin păduri. Construiește sheltere, să zic, cum să zic, niște adăposturi de astea primitive și doarme singur prin păduri. Interesant. Intrați la el pe canal, vedeți dacă vă place ceea ce face și dacă vă place, abonați-vă. Merită omul, asta este părerea mea. Vasi, cât mi-ai dat ca să-ți fac promovare? Nimic, cu cât mai mituit. Deci, ideea ta a fost, nu a mea. Eu n-am îndrăznit să spun la nimeni. De fapt, am spus odată la unul, dar nici m-a băgat în seamă mai de mult la început. Ce ai spus, să-ți fac promovare? Da. Mi-a spus că și plătesc, dar nici m-a răspuns la mesaj. Eu l-am contactat pe
pe Vasile supraviețuitorul, mi-mi place mult mai mult cum sună. Eu l-am contactat pentru că mi s-a părut că face un lucru foarte interesant pe YouTube-ul românesc. Părerea mea este că lipsește astfel de content. Eu nu am mai văzut până acum oameni să călătorească cu dita mea rucsacul în spate, să facă adăposturi de-astea primitive și să doarmă singuri în ele, în pădure, frumos, la foc de lemn. Într-adevăr, nu tot timpul, mai explorează și sate de-astea părăsite, case tradiționale, sate tradiționale, mă scuzați, locuri pe unde umblă, drumeții, să spun așa. Așa că dacă v-am făcut curioși, Vasi, Survival, părerea mea, merită încurajat. Are 51 de ani, se pricepe mai puțin la editat, dar a spus că v-a învățat. Vă dați seama, contează mult susținerea publicului, contează foarte mult, știu asta pe pielea mea. Da, mergem în continuare, cum spuneam, spre Sălciua. Nu știu exact unde vom dormi seara asta. Ideea este că vreau să dorm și eu afară cu Vasi, să ne facem un adăpost de ăsta improvizat. Trebuie să găsim un loc propice pentru așa ceva. Probabil veți vedea asta în episodul următor. Depinde cum decurge traseul, cum decurge acest vlog, pentru că nu se știe niciodată. Ați văzut ce se poate întâmpla. Aveam de gând să mergem în Abrud și de acolo să continuăm spre Parcul Natural Apuseni, dar am schimbat traseul și uitați-vă pe ce drum pitoresc am intrat. Uitați aici casele, gospodăriile oamenilor, cum trăiesc ei aici, în mijlocul naturii, și astea sunt locuite. Asta nu e din stânga. Vrei să intri, Vasi, să te uiți puțin, să o filmezi? Cred că da. Oricum e ceva interesant, nu știu dacă a fost. Da. Casă de om sau fost altceva. Ideea este că noi nu filmăm același lucru ca să fie ce vedeți la mine să nu vedeți și la el. Așa că vă îndemn să intrați și la el să vedeți ce facem împreună pe acest traseu. Pe hartă îmi arată că aici ar fi intrarea în cătunul Valea Poienii. Uitați aici o gospodărie autentică, râul sau pârâul ce trece prin fața ei. Aici sunt niște văcuțe ce se odihnește ele la soare. Uitați și voi pădurea în spate. Încă nu am verzit. Un peisaj minunat. Și aici o mașină cu numere de Alba Iulia. Mai mult ca sigur, mașina proprietarului acestei gospodării. Uitați, autentic din Apuseni. Iar noi acum continuăm drumul. Dacă nu ați dat like până acum și totuși v-a plăcut ce ați văzut, vă invit să apăsați butonul de like ca nu cumva să uitați până la sfârșitul acestui vlog. Vă mulțumesc! Acum suntem în centrul cătunului Valea Poienii și uitați și voi cum stau oamenii aici. Aici nu există curent, nu există, bineînțeles, gaze, nu se pune problema, dar nici măcar curentul nu există.
Uitați, aici e casa. Aici un podeț frumos și pârâiașul. Și mai sunt case abandonate aici prin zonă. Vasi chiar acum explorează această casă care este părăsită, dar nu este în paragină. Pare că ar arăta binișor. Acest drum duce la vânătările Ponorului. Sunt niște cascade, niște peșteri pe aici pe sus. Vedeți? Asta e drumul care duce în pădure încolo, nu știu. Nu e niciun indicator. Și aici vacile la păscut. Zona este încercuit așa de gard ăsta electrificat. Foarte bun și util acest gard, pentru că nu mai trebuie păzite animalele. Ele odată dacă se ating de gard, a doua oară știu și nu se mai ating de el și își văd de perimetrul lor. Extraordinar de frumoasă zona. Extraordinar. Și aici o Dacia 1310. Ia uitați, nici cauciucuri, nici roți nu mai are ce cauciucuri, de fapt. Asta aici. Asta o fi garajul ei. Cât de tare. Da. A fost odată. Acum e un fel de magazie. Mare, mare frumusețe. România este o țară splendidă și credeți-mă că sunt locuri, sute de locuri de vizitat și de explorat. Nu întotdeauna zonele turistice sunt cele mai frumoase. De multe ori în zonele turistice este aglomerație, este mai comercial. Uitați-vă și voi unde sunt aici. Liniște. Vasi, ia uite. Chiar pe aici am putea să ne facem un shelter. O tabără. Gata, mergem mai departe. Haide, încă o dată să vă arăt această gospodărie. Vedeți, acoperiș de paie, acoperiș de paie. Iar aici este un acoperiș de ăsta. Era să zic din șindrilă. Din țiglă. Haide, Vasi. Hai să ne căutăm loc unde să ne facem brlog. Nu știu dacă mai sunt în Valea Poienii, dar am oprit puțin să vedeți cum trăiesc oamenii aici. Care mai trăiesc, de exemplu, casa aceasta este abandonată, nici mai are acoperiș. Dar, uitați, de exemplu, aici este chiar și un heleșteu. De tare. Sunt doar câteva case și observ că aici au curent, din fericire. Și aici este un mare grajd, un mare șur. Uitați ce înalt este acoperișul. Podul casei este înalt. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar vă spun eu. Este foarte înalt. Și la bază aici este mare. De exemplu, casa aceasta este nouă. Nouță. Vedeți? Curajos omul a venit și a construit o casă nouă aici, sau probabil o fi copilărit aici, cine știe. E impresionant.
și am ajuns la panorama Sălcioa, Dumești, Valea Poienii. Așa se numește locul acesta pe hărțile Google. Locul în care am dormit acum câteva zile. Sincer, chiar nici nu mai știu cât au trecut, 4-5 zile. Exact aici am făcut focul. Vatra era deja, cum o vedeți acum. Și din ce deduc eu, între timp, cineva a mai făcut focul aici, pentru că lemnele astea nu erau. Vasi este puțin mai jos, filmează și el pe acolo. Uitați cât de frumos este locul. Am ridicat drona de aici. Probabil majoritatea dintre voi ați văzut vlogul. Asta este un car. Ciodată trăgeau boii la el. Nici ăsta nu era aici când am fost ultima oară, iar acolo este satul Dumești. Și aceștia sunt munții Trascăului. Uitați cât de frumos este. Iar încheierea acestui vlog o voi face din acest grajd, pentru că afară bate vântul și vreau să mă aud mai bine. Ia să vedem. Avem și puțină lumină, așa este perfect. Oameni buni, cam acesta este vlogul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Mie, vă spun sincer, mi-a plăcut mult zonele pe care le-am vizitat. Vasi este foarte încântat. Mai vă spun o dată, dacă sunteți curioși, intrați pe canalul lui Vasi Survival și dacă vă place ceea ce face, dați acolo o abonare, un like, rămâne la latitudinea voastră. Dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, dacă vreți să vedeți și alte materiale cu peisaje frumoase, cu sate tradiționale, cu case tradiționale, sate părăsite sau pur și simplu drumeții și campări în natură, la foc de lemne, cu mici găteli, la grătar sau nu numai, abonați-vă la acest canal dacă nu ați făcut-o până acum. Ce să spun, vă urez o zi cel puțin la fel de frumoasă ca a mea, o zi însorită, sănătate, numai bine! Super, 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 super! Sper că nu v-am amețit! O zi bună, la revedere! Vasi! Vasi! Vasile! Unde ești, Vasile?